solicităm puțin atenție. Poftiți, stați. Recunosc că de vreo 3 ani de zile încerc să o curtez pe doamna Haisan și să potrivesc în așa fel datele dumneei cu datele libere ale acestei galerii pentru a reuși să vă oferim ceea ce azi am reușit și anume un regal artistic. Nu exagerez cu absolut nimic folosind această expresie. Doamna Haisan, așa cum o știm noi, vine și ne încântă cu icoanele gândite și trăite înainte de a fi rezolvate, vine și ne pregătește să intrăm în sărbătorile pascale însoțiți și de un mic dar de suflet icoană. Mulțumesc celor care conduc. Este plăcerea mea să mulțumesc celor care conduc această instituție și care ne oferă întotdeauna tot ceea ce e nevoie ca o expoziție să aibă succes, în afară de calitatea autorului. Și pentru a pătrunde în universul doamnei Cecilia Haisan, o să dăm cuvântul criticului de artă, Cristian Libescu. Simplu. Bună seara, vă spunem tuturor și va trebui să încep prin a vă spune că invitația pe care mi-a făcut-o domnul Mircea Ceacâru, pictor de recunoaștere, noi îl știm de multă vreme, are experiență multă, o experiență vizuală, dânsul răspunde de această sală neconvențională, din rândul celor neconvenționale, din Piatra Neamț, puține, ce e drept. Dânsul, când mi-a făcut această invitație, am avut o tresărire. E prima oară când prezint o expoziție de icoane pe sticlă. N-am avut prilejul, sigur că au fost expoziții de grup în care au fost iconari și trebuie să spunem că avem și o tradiție în materia asta aici în județul Neamț, de la școala de la Bălen, de care știți foarte multe lucruri, și până spre zilele noastre, până spre Ion Popei și ceilalți iconari pe care îi avem. Sigur, avem experiență vizuală în ceea ce privește icoana și mai ales respectarea canonului icoanei, dar icoanele pe sticlă au ceva în plus, am să ajung la acest ceva în plus, dar fără să voind să închei într-un fel contactul acesta pe care mi l-adresa pictorul Mircea Ceacâru de a prezenta această expoziție. Am avut o tresărire, cum am spus. Inițial nu știam exact despre ce e vorba și despre cine este vorba, dar când am văzut astăzi expoziția mai devreme, câteva ore în urmă după ce a fost montată, vă spun cu sinceritate că ceea ce spunea mai devreme Mircea Ceacâru nu este deloc exagerat, este o revelație. Doamna Cecilia Haisan ne produce într-adevăr o revelație. Trebuie spus că dânsa nu este un nume chiar nou în materie, în lumea plasticii și în general în lumea artistică din Piatra Neamț. Numele său a fost și este vehiculat între plasticienii de plezir, cum s-ar spune, de plăcere, cei care fac acasă din plăcere artă, autodidacți, mulți dintre ei, dar în orice caz această plăcere îi distinge de alții care sunt profesioniști și care știu într-adevăr și urmează drumul, scopul, țelul. Ar trebui să vă spun câteva lucruri despre din biografia artistică firește a doamnei Haisan. Am să încep prin a spune că a făcut, prin anii 90, a făcut Școala Populară de Artă, a urmat cursurile de design vestimentar cu doamna Doina Dașchevici, pictoriță de foarte bună condiție și nu numai, și dânsa și o graficiană excelentă și un grafician foarte bun, care i-a fost îndrumătoare și profesoară.
A urmat, deci, cursurile acestea de design vestimentar pentru ca la sfârșitul cursului să-și dea seama că are o altă chemare. Chiar asta mi-a și spus prin 2001-2002, când i-a arătat primele lucrări de încercări, aș spune, de icoană pe sticlă. Doina Dașchievici a avut așa o exclamație: pe asta trebuie să mergi, aici este chemarea dumitale. Ceea ce s-a și întâmplat, cam de prin anul 2001-2002, doamna Haisan lucrează și văd, cum vedeți aici, lucrează cu spor. Să vedeți, din ultimii, să zic, un an și jumătate, cam atât este creația de aici, 51 de lucrări, care nu sunt deloc monotone. Dimpotrivă, surpriza deosebită stă în mai multe repere. În primul rând, sigur, ar trebui să evocăm acum că suntem în a cincea zi a postului mare ortodox și ne apropiem de înviere, ne apropiem de săptămâna mare, și o asemenea expoziție este, cum să spun, este binevenită pentru noi toți, și vizual, și afectiv, și sufletește. Vizual pentru că ne încălzește inimile și spiritele, ne încălzește, și expoziția ne duce spre tărâmuri sacrale. Un al doilea rând, ne încălzește spiritul pentru că sunt foarte multe trimiteri la scenele și la personajele biblice, foarte mulți sfinți. O să vă spun și câteva lucruri despre sfinți, așa cum îi tratează doamna Cecilia Haisan. Dar mai ales acest sufletește, pentru că într-adevăr comunicăm într-un anume fel, receptăm într-un anume fel creația dânsei. Ar trebui să vă spun că școala, această tehnică a icoanei pe sticlă nu este nouă, are o tradiție, și mai ales ea a evoluat foarte tare în spațiul transilvan, unde impactul între ortodoxie și catolicism a produs greco-catolicismul, și replica aceasta pe care meșterii din Ardeal au adus-o vitralilor deosebite, care sunt în toate catedralele gotice. În Ardeal, replica aceasta a fost a icoanelor pe sticlă. O tehnică destul de ușoară la aparent, dar în realitate destul de dificilă din mai multe puncte de vedere, atât coloristic, cât și, deci, cromatic într-un fel. Potrivirea aceasta a culorilor pe sticlă pretinde o anumită abilitate tehnică. Mai mult decât atât, anumite culori nu se împacă pe sticlă așa cum se împacă în tehnica obișnuită. Spunea maestru Eugen Schilleru, într-o pagină în care, un mare critic de artă pe care l-am avut și care s-a ocupat de icoanele pe sticlă, spunea despre apropierea aceasta pe care o au în atenție, în vitralii mai ales, pentru că din vitralii vine și icoana pe sticlă, între roșu și albastru. Albastru este o culoare dificilă pentru icoana pe sticlă, după cum este o culoare dificilă și pentru vitralii. Dacă veți vedea, și sunt sigur că dumneavoastră ați călătorit și ați văzut catedrale gotice, ați văzut foarte mult, nu este catedrală în care cerul acesta, albastrul acesta, să nu domine vitraliul. Ei bine, să știți că pentru acest albastru, sticla care este folosită necesită tehnici teribil de dificile. La fel se întâmplă și în combinatorismul acesta cromatic din icoana pe sticlă. Aici albastrul și cu roșu trebuie foarte bine izolate ca să poate să intre în armonie. Ei, este ceea ce m-a frapat din primul moment, această observație a lui Eugen Schilleru, când am venit și am văzut-o într-un fel în practică pusă aici. Ce se întâmplă cu aceste culori la Cecilia Haisan?
și surpriza este deosebită, o puteți vedea și dumneavoastră. Vă rog foarte mult să vedeți aceste dialoguri între culorile vii, între culoarea roșu și culoarea albastră, între albastrul acesta al cerului și albastrul acesta al cerului dumnezeiesc, cerul dumnezeirii, și roșul acesta al omenescului și al pătimirii umane. N-ar fi numai atât, dânsa încearcă și câteva lucruri care, sigur, sunt probate în tehnicile de vitraliu în Ardeal. Acest verde deosebit, care este, face într-un fel și înviorează foarte mult toate scenele biblice. Verdele, care este destul de greu și el depus în pagina stilistică și care, pe de altă parte, pretinde și el anumite dialoguri cu alte culori. Nu-l poți pune în cadrele lucrării. Spun toate acestea pentru că și vă atrag atenția asupra migalei deosebite care stă în spatele acestor lucrări. Ele știu câțiva, prin anii 70-80 mai erau câțiva care lucrau în tehnica aceasta a icoanei pe sticlă la Piatra Neamț. Lucrau într-un fel, într-o modalitate monumentală. Dădeau drumul foarte mult la siluete, dădeau foarte mult drumul la linie, comparabil oarecum cu picturile școlii Lutonița de la Durău, care rămâne un reper fundamental, nu este pictor, nu este om, nu este, cum să vă spun, nu este plastician în Piatra Neamț, în județul Neamț, să nu fi trecut și să nu fi fost impresionat, total marcat, dacă pot spune așa, de lucrările lui Tonița, de pictura lui Tonița, coordonată de Tonița la Durău. Dădeau drumul la linie la iconarii care îi cunosc, erau două doamne care făceau în anii 70-80 la Piatra Neamț icoane pe sticlă și dădeau drumul la asemenea volute puternice, mari, în spațiul icoanei. Ce vedeți aici este o restrângere, este o grijă foarte atentă la siluete, este o grijă foarte atentă la lumea aceasta deosebită a sfinților, la lumea aceasta sacrală, care are rigorile ei și canoanele ei. Cum am spus, sigur că canonul bizantin este într-un fel pus în discuție de icoana pe sticlă. Icoana pe sticlă nu respectă întru totul canonul bizantin. Dă drumul într-un fel la anumit. Aici altfel se așează și semnele, altfel se așează și formele în spațiul acesta al icoanei pe sticlă. Ceea ce nu se întâmplă în icoana bizantină clasică, unde știți că acolo trebuie respectate întru totul anumite rigori. Sfinții au o anumită linie și o anumită dependență de canonul clasic, canonul bizantin. Pe de altă parte, trebuie să vă mai spun și nu întâmplător o spun acest lucru, din această școală din Ardeal, care s-a conturat foarte bine, s-a desprins într-un fel în ani, de-a lungul deceniilor și mai ales în secolul 20, s-a desprins această artă naivă care o avem și care e acea artă oarecum independentă de rigorile clasice și care merge într-un fel spre libertatea de perspectivă, libertatea de a pune, de a trata temele și de a trata subiectele care sunt de rigoare. Știți foarte bine de școala de artă naivă de la Sârbi și noi avem o școală foarte bună de artă naivă care s-a dezvoltat paralel într-un fel cu această școală de tradiție, școală de tradiție pentru arta pe sticlă, icoanelor pe sticlă.
Am să vă spun acum câteva elemente de detaliu despre doamna Haysan, despre care m-am îndepărtat, dar din dorința de a vă face cât mai sugestiv dialogul acesta pe care îl aveți cu lucrările dânsei. Trebuie să vă spun că este învățătoare la școala Daniela Cuciuc, la școala pentru pe care o știți, școala de foarte bună situare care o avem, școala Daniela Cuciuc, grădinița Floarea de Colț, de aici. De asemenea, dânsa a participat și vă spuneam că nu este un nume chiar nou în mișcarea artistică de la noi, însă a luat parte la, și ia parte la, este la tot felul de participări și expoziții, la tot felul de saloane, de expoziții, de târguri chiar, care au loc la Iași, în capitala Moldovei, la Târgu Mureș și nu numai atât, în mai multe spații, în mai multe zone din Ardeal, unde sunt și altfel receptate, pentru că dânsa a avut curajul, într-adevăr, să se ducă, să se compare, să fie să cunoască îndeaproape și tehnicile celor care sunt, pentru că, cum bine știți, în Ardeal, tehnica icoanei pe sticlă este foarte evoluată și a vrut să intre în dialog cu acești meșteri, pe de altă parte a luat de acolo și a vrut să ducă această picătură de suflet de aici, din Moldova, pentru că dânsa este originară din Bârgăoan, județul Neamț, este căsătorită, soțul domniei sale este aici de față și este originar din Văleni, deci oarecum comune învecinate. Însă a urmat liceul pedagogic Gheorghe Asachi în perioada de glorie acestui liceu, n-aș spune că și azi nu este sigur că da, dar noi întotdeauna ne place să spunem că în trecut a fost, marile glorii au fost întotdeauna înainte. Sunt și în ziua de azi, ele vor deveni glorii peste un deceniu, două, dar atunci, într-adevăr, era o garnitură de profesori deosebiți, pe care îi și cunoașteți, la liceul Gheorghe Asachi, care a continuat, într-un fel, școala normală, vechea școală normală de la Piatra Neamț. Așa. De asemenea, mai trebuie să vă mai spun că este membru a Asociației Meșterilor Populari din Moldova, din anul 2009, că este membru al Fondului Plastic, filiala Neamț. În orice caz, este dusă și participă foarte activ la anumite manifestări cu caracter cultural și artistic. A expus cu prilejul Congresului European al Turismului Rural, ceea ce a fost foarte bine pentru că a fost o companie foarte bună și nu în ultimul rând, am să vă aduc în atenție, premiul Nicolae Popa, pe care Centrul de Creație de Cultural, Centrul Cultural Carmen Seculare, el a dat în urmă cu numai 3 ani, în 2013, un premiu foarte important, care a stimulat-o foarte mult, premiul Nicolae Popa, ținând seama că Nicolae Popa este un reper pentru arta naivă, dar nu numai atât, în general pentru arta populară din județul Neamț. Vreau să-i spun că, dincolo de faptul că expoziția de față este o revelație, vreau să îi spunem că merită să continue drumul acesta pe care și l-a impus. Îmi spunea că rezervă foarte mult din timpul liber, rezervă acestui refugiu, dacă mi este permis să spun așa, în zona artei, în spațiul acesta al artei. Nu este puțin, în timp ce televizorul ne absoarbe cu atâtea și cu atâtea lucruri, dânsa refuză aceste, face un fel de schivnicie, dacă mi este permis să spun așa, în preajma icoanelor pe sticlă și și-a creat atelierul dânsei și lucrează, vedeți și dumneavoastră cu câtă atenție și cu câtă migală și întotdeauna, peste tot, în fiecare din lucrările pe care le aveți aici în față, este acea picătură de sensibilitate și o nuanță de lirism care stă bine întotdeauna picturilor pe sticlă făcute de
femei făcute de doamne. O felicit din tot sufletul și spun să continue, îi urez succes în continuare. Trebuie să știți că expoziția aceasta este prima expoziție de asemenea învergură, prima expoziție personală, a avut participări la multe expoziții, dar asta e într-adevăr debutul, a vrut să fie un debut convingător pentru noi, pentru public și iată este un public elevat care asistă la această manifestare. Și e un debut absolut convingător și cred eu că așează într-un fel, așează altfel lucrurile referitoare la destinul tehnic asesia icoanei pe sticlă la Piatra Neamț și în județul Neamț. Într-un moment în care, știți, sunt foarte multe concursuri, sunt foarte multe ieșiri, manifestări iconare, este și un concurs realizat de patriarhii, sunt foarte multe, s-a banalizat oarecum acest interes, pentru că de la copii până la vârstnici, toată lumea știe sau are impresia că vrea sau că poate și că vrea să facă icoane. Nu este așa simplu, aici trebuie și pricepere și răbdare, adaptare la canon, cum spuneam, și în același timp chemare. Fără această chemare a talentului din interior, degeaba, știți cum este. Degeaba ne vrem să facem ceva dacă sufletul și posibilitățile noastre de talent, aș zice, de harul acesta care ne este dat câteodată, nu-l avem. Dacă nu-l avem, degeaba, nu iese nimic. Ies niște lucruri care le mai vedem așa prin sălile, prin coridoare sau pe undeva, tot felul de aparente icoane, aș zice că banalizează ideea de icoană, ar trebui să fie făcută și aici o selecție, să nu dăm drumul chiar la tot felul de expoziții dintre astea de orice fel și ocazionale multe din ele, la copii care toată bunăvoința au să facă icoane, dar nu întotdeauna le reușește acest lucru și ies niște lucruri care merg spre o altă zonă. Să ținem la acest obiect de cult, pentru că în definitiv e un obiect de cult, să ținem la valoarea și la statura acestui obiect de cult și să-l respectăm. Este ceea ce face Cecilia Haisan, încă o dată o felicit, îi urez succes în continuare și să-și urmeze calea și destinul. Pe cei care mă cunosc știu că nu sunt un bun vorbitor, nu prea îmi place să vorbesc, dar pe deasupra sunt foarte emotivă. Așa că o să mă rezum doar la mulțumiri și mulțumesc în primul rând domnului Cristian Livescu pentru că a acceptat să vină să mă prezint, este o onoare pentru mine. Vă mulțumesc pentru cuvintele extraordinar de bune, extraordinar de frumoase care mi-au dat aripi și parcă mi-au dat și mai multă încredere că pot să lucrez poate la fel de bine sau o să încerc poate și mai bine. Mulțumesc domnului Mircea Ceacăru pentru că dumnealui este în ghilimele vinovat de această expoziție. Am vrea să fie numai asemenea vinovat în țara noastră. Mulțumesc din suflet pentru că ați avut încredere că o să prezint ceva bun. Acest lucru se datorează și faptului că doamna director a acceptat și ne-a pus la dispoziție acest spațiu. Mulțumesc și doamnei director. Chiar dacă nu este prezent aici doamna Doina Dașchievici, îi mulțumesc din tot sufletul pentru că dumnea ei a avut încredere în mine și dumneavoastră îi datorez tot ceea ce vedeți pentru că m-a inițiat și m-a încurajat să fac acest lucru. Poate că fără doamna Doina Dașchievici nu aș fi reușit să ajung aici. Iar dumneavoastră, celor care sunteți prezenți aici, vă mulțumesc din suflet că v-ați răpit din timpul dumneavoastră ca să fiți alături de mine la această bucurie. Și aș dori să vă oferiți și dumneavoastră o bucurie vizitând expoziția, pentru că cu siguranță în momentul în care veți privi fiecare icoană, gândul dumneavoastră
se va înălța spre cer și probabil și culoarea o să vă aducă bucurie în suflet. Pentru că suntem în preajma sărbătorilor, vă doresc să aveți sărbători fericite, un Paște cu bucurie și cu lumină.